Aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnilor, domnule Matei Ilie, domnule Augustin Hagiu, îl aveți în fața dumneavoastră pe purtătorul de cuvânt al PSD, principalul partid sau unul dintre principalele partide sunt în coaliția de guvernare, partidul premierului. Ce i-ați spune la acest moment, domnule Matei Ilie, domnului Romașcanu, în calitatea sa de reprezentant al guvernanților? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În primul rând vreau să fac o precizare foarte importantă. Eu nu mă aflu aici în calitate de lider al cuiva. Sunt pur și simplu un mic transportator care a participat, la fel ca și ceilalți, la acest protest spontan. Cred că nemulțumirile noastre au ajuns deja la domnii din guvern. Eu nu am experiența televiziunii și așa mai departe. Prima oară trebuie să aveți ce experiență. Și am fost joi nominalizat de către mai mulți colegi cunoscându-mă în mediul online. Au spus, am transmis deja la guvern, am fost în comisia aceea, prima delegație care s-a făcut joia trecută cu consilierii domnului prim-ministru. Și am prezentat acolo 6 puncte mari cu 4 subpuncte la fiecare punct. S-a dezbătut situația, cred că se cunoaște deja la guvern în momentul ăsta care sunt nemulțumirile. Adică sunt nemulțumiri legate de prețul RCA-ului, sunt nemulțumiri legate de accize, sunt nemulțumiri legate de taxe, plus există discuția despre alinierea. Au anumite facilități cei care lucrează în mediul angajat la stat față privat, referitor la delegare, sunt chestiuni tehnice. Vreau să vă întreb ceva. Ieri au apărut niște revendicări, o listă de 76 de revendicări, în care erau inclusiv niște revendicări politice, cum ar fi Parlamentul să fie de 300 de persoane și alte revendicări. Susține și acest gen de revendicări? Domnul Godea, eu mă pricep la domeniul meu. Acela, lucrez de 18 ani în această meserie. Și mă pricep să fac o cursă într-un timp estimat, cu anumite costuri, să fac calcule și genul ăsta. 15 ani am lucrat doar ca șofer profesionist angajat al unei firme de transport. După 15 ani de muncă, mi-am permis să cumpăr un camion second și să încep acest business. Doar de 3 ani mă aflu în acest business. Cum să zic, sunt momente în care simți că nu mai poți. Având în vedere concurența care există pe piața europeană, trebuie să luăm în calcul că România se află pe locul 4 la nivel european ca și transport internațional, ceea ce cred că ne face mândri pe toți că suntem undeva și noi în top 5. Și având în vedere concurența noastră directă cu numărul 1 Polonia, Lituania și Germania, vă dați seama că costul per kilometru este la virgulă în momentul ăsta. Și în momentul în care noi ca și mici transportatori plătim RCA-uri în momentul ăsta undeva la 18-20 de mii de lei și o firmă din Polonia, concurentă direct, plătește RCA-uri între 2.000 și 4.000 de lei, gândiți-vă că nu poți să fii competitiv pe piața europeană, da. Și nici în România, că sunt deja din ce în ce mai mulți care fac transport aici, pentru că pentru ei e mai rentabil să facă, să vină până în România, iar noi nu putem să ne transportăm mărfurile. Bun, domnule Hagiu, Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvântul al PSD, este aici. Ce vreți să îi spuneți în numele dumneavoastră și în numele celor pe care reprezentați? Eu aș pleca de la concluzia pe care domnul premier a exprimat-o astăzi la sfârșitul întâlnirii cu noi. Și anume că nu s-ar fi ajuns aici și regretele sunt de ambele părți și de masa asociației și de partea mesei unde au stat asociațiile patronale și de partea reprezentanților guvernului. Nu s-ar fi ajuns aici dacă ar fi existat mai multă comunicare. Poate că exercițiul din aceste zile, efortul uriaș pe care îl face guvernul, și s-a demonstrat astăzi acest lucru, de câteva zile bune, pentru a puncta cu soluții, cu aplicabilitate legislativă imediată sau pe termen mediu, astfel încât îndreptățitele probleme exprimate atât de cei neafiliați, cât și de cei care sunt afiliați, să capete rezultate concrete. Concluzia mea este
că așa ceva n-ar trebui să se mai repete, pentru că riscul de derapaje este uriaș. Iată, în momentul de față, eu, când am primit invitația de la dumneavoastră, mi-a trebuit un sfert de oră să mă consult cu cei din consiliul meu director prezenți în mașină cu mine. Am fost mai mulți pentru că a trebuit să ne spargem o parte la ASF, ca și celelalte patronate de altfel, o parte la ASF, o parte la Ministerul de Finanțe, întâlnirea de la guvern foarte importantă. Mi-a trebuit un sfert de oră să analizez cu ei prezența mea aici în studio. Noi ne-am mai întâlnit, am mai fost invitatul dumneavoastră, sunt apropiat de Antena 3 ca de orice altă televiziune, știți foarte bine că comunicăm foarte bine și comunic. De ce? Pentru că venind aici, eu risc foarte mult. Risc să se spună că vreau să-mi fac imagine. Cu toate că de 20 și ceva de ani, dumneavoastră mă știți, în domeniul ăsta, cred că nu mai am nevoie de nicio imagine. Risc să mi se spună că vin să confisc protestul. Nu. Eu vorbesc în numele membrilor Ford, care însumează peste 40.000 de angajați conform datelor statistice de la ITM de luna trecută. Responsabilitatea mea este uriașă ca lider de patronat, ca într-un astfel de context, să reușesc să fac jocul, în ghilimele, între cei aflați în stradă, unde dezinformarea, vorbea colegul de platou, domnul Ilie, vorbea de acest lucru. Dezinformarea este atât de agresivă. Nouă practic ni s-au tăiat de la o zi la alta canalele de comunicare cu cei care ar fi trebuit să comunice cu presa, desemnați cumva și cu implicarea noastră. Presiunea este pentru că eu am toate zilele astea pe mine m-au prins în pat, la orizontală, foarte puțin, am mobilitate redusă. Și a trebuit, n-am putut să vin nici în platou, n-am putut să fiu, sunteți obișnuiți cu mine în Piața Victoriei la proteste. Aduceți-vă aminte, 2016, când am câștigat RCA-ul plafonare, ceea ce se va întâmpla și acum. Am fost pe centurile Bucureștiului, de fiecare dată în fața transportatorilor. A fost un context foarte ciudat. De fiecare dată când depășim faptul că n-am reușit să comunicăm, cu toate că noi, și aici nu este vina noastră, noi am făcut tot ce este democratic posibil într-o țară europeană, ca prin toate pârghile de dialog social pe care ni le conferă legea dialogului social, legea specială care ne guvernează noua activitatea, să aducem mesajul acolo unde trebuie la factorii de decizie. Închid paranteză. Da, am și o întrebare, da. Că vorbeați de probleme și am înțeles. În urma discuției cu domnul Grindeanu, care e ministrul transporturilor, de ieri sau când a fost, ce spuneați dumneavoastră, erau pe listele alea. De pe prima listă au fost? Pe prima listă eu am fost când s-a conceput acea listă. Și v-au zis că vă rezolvă sau că nu vă rezolvă? În afară de partea cu RCA-ul, cam și aici au întrebări. Cea mai bună colaborare, ca să spun așa, între delegații care au fost din Plăteproste, Satar și domnul Grindeanu și celelalte ministere, la Ministerul Economiei, la Ministerul Transporturilor, da, la domnul Grindeanu. Deci v-ați înțeles într-un fel. Da, au și declarat puncte, au declarat, da. Ați spus că sunteți foarte mulțumit. A fost un dialog foarte bun, a fost și înțeleg. Și o întrebare aveam despre RCA. Spuneți că RCA-ul e mare și asta am înțeles și eu, că sunt probleme. Dar în momentul ăsta spuneau guvernanții că acum când vorbim, RCA-ul e plafonat. E o confuzie, dați-mi voie vă. La fermieri, la utilajele agricole. Trebuie și la transportator nu e? În acest moment nu. Deci la dumneavoastră, la tir, este liber complet. Și vreau să vă răspund apropo de chestia asta, că s-a spus și la întâlnire și trebuie să clarificăm situația asta. 12.000 de lei, cum îi spune, plafonat. Nu deci e plafonat sau nu e plafonat? Vă explic imediat. A fost plafonat la 12.000 de lei. Ideea este că nu se încadrează, adică nu te încadrezi la B0 la o firmă mică, te încadrezi undeva la 18.000-20.000 de lei în momentul ăsta. Adică nu e plafonat pentru toată lumea, e plafonat doar în anumite condiții și în alte condiții poate să sară. Sunt niște metode de calcul, exact. Ok. Aș vrea să explic și aș vrea să mai spun ceva și mă bucur că s-a întâmplat așa. Este pentru prima oară când eu cu domnul Matei ne vedem. Aici ne-am văzut pe culoare. Noi am avut contact telefonic în această perioadă pentru că este unul din cei care din prima zi au vrut să dea un curs acestor evenimente pentru atingerea unor obiective în interesul Brezlei, adică în interesul transportatorilor. Habar n-aveam noi ce se întâmplă cu colegii din agricultură, îndreptățiți și ei de altfel de problemele lor. Revin cu RCA-ul. Am avut un preț, un tarif
foarte important să spun tarif, nu preț, îmi dau peste gură. Am avut un tarif de primă RCA de la ultimul protest din 2016, care a funcționat ok, dar și dispariția din piață a unui număr de doi jucători importanți, da? Care la ce a condus? La concentrarea portofoliului de clienți către un număr mai mic de jucători de asiguratori. Evident, când concentrezi și te duci către o zonă de tip oligopol și piața nu mai este controlată de 9, din care 2, 3 au dispărut, aveau capital autohton, erau alte pârghi acolo, alte conjuncturi, în momentul ăla lucrurile au început să explodeze și a intervenit în 2022, nici nu mai știu cine era la guvernare, a intervenit o plafonare. În raport cu acea plafonare noi ne-am opus, spunându-le că în 2022, da. Spunându-le că nu este corect să o facă pe un alt principiu față de 2016, când a plafonat la valoarea tarifului de referință publicat pe site-ul ASF, ei de data asta au venit și au spus, nu, plafonăm la valoarea tarifelor practicate de asiguratori. Un asigurator către doi clienți, să spunem eu și domnul Romașcanu, dânsul camion, eu camion. În momentul de față, practică, să-i răspund domnului Ciuvică, tarife de la 4.000 de lei, pe aceeași clasă de bonus-malus, B0, până la 19.000 de lei. În funcție de ce? În funcție de, era să zic, o prostie. Mie, de domnule, exemplu, este ceva, eu plătesc mult mai puțin decât fata mea, care are o mașină și mai mică și mai veche, dar fiind tânără și asta, plătește de în două ori mai de mult decât somnul de veci al domnului Marcu, și cu asta am închis. Pentru că asta a făcut dânsul, la toate sesizările noastre s-a întors cu spatele. Să mă scuze, nu mai okay. În funcție, bun, domnilor, asta este. E important, sunt important detalii, dar e important faptul că pare că ne îndreptăm către niște soluții, da? Asta, foarte asta important, e... da. Și dacă am venit aici, am venit pentru asta. Domnul Hagiu, pot să vă întreb și ceva și pe dumneavoastră și pe domnul Ilie. Amândoi, în acest moment, lăudați, dumneavoastră spuneți că guvernul a făcut niște eforturi extraordinare de zile. Domnul Ilie l-a lăudat pe ministru Grindeanu. Și dar ați spus așa că problema a fost, de fapt, de comunicare. Și atunci vă întreb, cum au apărut aceste proteste? Care ar fi trebuit, mă gândesc, să aibă în spate, dacă ziceți că a fost un rând de comunicare, niște situații de proastă comunicare între dumneavoastră și guvern, care au adus niște oameni la picătura care a umplut paharul și a zis, gata mă, nu mai avem ce să comunicăm cu ăștia, ieșim toți în stradă și blocăm. Ori, premierul iese și spune, îmi pare rău, multe erau bugetate chiar anul acesta, adică... Pe agricultură. Bun, domnul Ilie, n-a existat dumneavoastră, ziceți că... Practic, n-ați fi nefiind într-o asociație, n-ați fost la negocieri cu Grindeanu până acum. Dar ați aflat din negocieri. Dom'le, ce s-a întâmplat până acum? Adică, cui ați ridicat problemele astea și v-a întors spatele, cum zice domnul Hagiu despre domnul Marcu de la ASF? Dânsul, mă rog, s-ar putea să aibă probleme mai grave decât întoarcerea spatelei, da? Îmi pare rău. Păi cred că vorbim scuze, de două chestiuni. Matei, nu poate să vă răspundă domnul Matei la asta, pentru că n-are cum să vă răspundă. Dânsul este un activist cunoscut în mediul nostru, care își face datoria... Bun, de ce vorbiți așa de frumos astăzi de guvern, dar oamenii sunt în continuare în stradă? Explicați-ne, totuși, unde a fost chestiunea asta care a declanșat un protest masiv? Vreau să vă răspund, dacă mă lăsați. Antena 3, ca și celelalte organisme de presă, toate televiziunile, au de la mine toate materialele, absolut toate materialele, în ultimii 2 ani de zile, care dovedesc faptul că pe toate canalele de dialog social, corespunzătoare legii dialogului social, am informat miniștrii, secretari de stat, autorități, am intervenit la CES cu amendamente, eu fiind și membru în plenul CES-ului, am intervenit în comisiile de dialog social, eu direct sau colegii mei, că nu sunt singur, nu sunt de capul meu, suntem o întreagă echipă, și am încercat să ducem lucrurile pe direcția bună. Și vă dau ultimul exemplu. Chestiunea cu elevii n-are legătură cu transportul de marfă. Mă scuzați, domnule. N-are nicio legătură, dar vă dau un exemplu. Și am N exemple, toate sunt în laptopul meu și la ministere și la presă. Chestiunea cu elevii care au rămas în momentul de față navetiștii care trebuiau să beneficieze de gratuitate. Am anunțat-o în luna august, pentru că se apropia septembrie. Actul normativ prost conceput, primul HG, a apărut înainte să înceapă școala vineri și luni a început școala, undeva la mijlocul lunii septembrie, dacă nu mă înșel. Nu s-a plătit până astăzi, niciunul din transportatorii din 14 județe, am înțeles, care au prestat această activitate și au oferit gratuitate septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Nu s-a plătit un leu,
De-abia astăzi la guvern s-a decis că da, avem dreptate, am avut și un pic de dezinformare și nu noi. Și urmează să se facă plățile, da? Și același tip de abordare și același răspuns vi l-aș da pe toate aspectele care au făcut obiectul primei liste de revendicări, concepute tot de colegii noștri, evident, okay. Și cu ajutorul nostru. Hagiu, cum nu v-am răspuns? Nu mi-ați răspuns cum s-a produs explozia. Vă răspund online. Există, vorbim de două chestiuni separat. Oamenii, majoritatea care sunt în stradă, nu fac parte în asociații profesionale. O parte sunt, o parte nu sunt. N-a fost un nimeni protest. Nimeni nu vrea să spună că este. Foarte bine. Nu a fost un protest organizat de asociațiile patronale. A fost un protest pentru că ar fi trebuit să aibă răspundere, să ceară și autorizații și așa mai departe. Și nu neapărat.